Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. În primul rând, înainte de a intra în subiectele emisiunii, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că audiența emisiunii Sub semnul întrebării este în permanentă creștere și asta ne bucură foarte mult să constatăm că această emisiune crește. De asemenea, și audiența postului Metropola TV este în creștere și ăsta este de asemenea un lucru minunat. Semn că echipa noastră, mică dar inimoasă de aici, de la Metropola TV, face progrese și ne bucurăm să vedem asta pe cifrele din audiență, cum spuneam. Invitați în această seară doamna Ana Bula, e sociolog. Bună, Ana, bun venit, mulțumim că ești aici. Bună ziua. Lucian Davidescu, jurnalist. Salut, Lucian, bine ai venit. Salut, bun găsit. Așa cum am obișnuit în emisiunea Sub semnul întrebării, dincolo de subiectele care frământă mai toate televiziunile de știri și le rostogolesc și le amestecă și le interpretează mai toate televiziunile de știri, noi suntem atenți și la lucruri care se întâmplă dincolo de granițele României, deci abordăm actualitatea internă, dar ne uităm cu mare atenție și spre Germania, spre exemplu, de această dată, pentru că de acolo vine o știre care este importantă, mai ales când ne uităm la ceea ce va să însemne Uniunea Europeană și ceea ce mai înseamnă, de fapt, Uniunea Europeană. Avem o informație confirmată, ea a apărut inițial pe site-ul politico.eu, este un site, o revistă electronică în care apar informații foarte bine documentate despre starea Uniunii Europene și nu numai a Uniunii Europene, dar e un site cu multe conexiuni în această zonă. Ei bine, politico.eu publica aseară faptul că urmează o declarație foarte interesantă și născătoare de semne de întrebare și chiar de frisoane, să spunem, în interiorul Uniunii Europene din partea ministrului de interne al Republicii Germania. Ei bine, Germania a anunțat prin vocea ministrului de interne că, atenție, reintroduce controlele la frontierele cu Polonia și Republica Cehă. Acest anunț, făcut oficial, cum spuneam, de Ministerul de Interne, vine după ce nemții se confruntă și, așa cum bine știm, am văzut, nu e numai problema lor, e și problema italienilor și a multor altora și austriecilor, se confruntă cu un număr din ce în ce mai mare de migranți, pentru că mulți dintre cei care au ajuns, să zicem, în insula Lampedusa, unde numai într-o noapte au năvărit în insulă 6.000 de migranți, mulți dintre ei își doreau, evident, când ne-au întrebat, unde vă duceți, mă, voi? Spre cine? Unde o luați? Ei voiau să ajungă la Berlin, în Germania, în orice caz. Ăla era visul lor. Și vă propun să pornim discuția noastră de astăzi din emisiunea Sub semnul întrebării de la acest eveniment. Ana Bulei, cum vezi această situație? Pentru că trebuie să o spun și mi s-a părut absolut fabulos. În primele 8 luni ale anului acesta, al anului 2023, în Germania au solicitat azil peste 200.000 de persoane, 204.000 de persoane, ceea ce înseamnă cu 77% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Probabil că până la sfârșitul anului, numărul solicitanților de azil, în comparație cu 2022, se va dubla. Da? Deci va fi o presiune fabuloasă. 200.000 de persoane înseamnă mai puțin de jumătate decât cifra pe care Schulz o anunțase că este deficitul de forță de muncă al Germaniei, aproximativ jumătate de milion de muncitori. De-alminteri, Germania din țările Uniunii Europene este cea mai bine pregătită țară pentru import de migranți. De pe vremea migrației masive turce, ei au o infrastructură de integrare extraordinar de bine pusă la punct, care înseamnă de la asistență juridică până la mecanisme de preluare automată a copiilor în școală și în sistemul de asistență socială. De aceea, încă de pe perioada doamnei Merkel, deschiderea Germaniei pentru import de forță de muncă, mai ales din zona aceasta a Orientului Apropiat, a creat emulație în toate țările de conflict din Orientul Apropiat, inclusiv în Ucraina. Cea mai mare parte din refugiații ucrainieni sunt în Germania la ora actuală. Le place forța de muncă venită din afară, adevărat, în germanilor, dar să fie calificată, dacă s-ar putea. Da, ei au aceste mecanisme de selecție pe care le aplică fără jenă. În comparație cu noi, de exemplu, care în problema migranților nu avem nicio idee cum să selectăm, ei aplică fără jenă mecanisme de selecție a forței de muncă înalt calificată,
verificată. Ce înseamnă că îi selectează? Că păstrează cei mai buni și restul? Da, și restul îi trimit înapoi sau le îngreunează atât de tare viața, încât pleacă în țările limitrofe. Iar dacă ne uităm la parcursul unei părți semnificative a ucrainienilor care acum sunt pe teritoriul României, avem aproape 80.000 de ucrainieni, o să vedeți că ei au venit ușor, ușor din aceste țări ale Occidentului european vechi, să spun așa, ale vestului Europei, s-au întors și în cea mai mare parte s-au întors acele cazuri care necesitau asistență socială exclusivă, adică aveau șanse mici de integrare pe piața forței de muncă, fie că au mulți copii, fie că n-aveau calificare, fie că n-aveau interes, îi trimit mai spre est. De-al minteri, nu cred că Germania, în afară de problema politică, pentru că vor avea și ei și au deja problemă politică legată de enclavizarea acestor emigranți, sunt în situația economică de a ridica problema la un grad mare de gravitate. Sigur că extrema dreaptă crește în Germania și nu doar în Germania, iar atunci povestea țapului ispășitor este arhicunoscută în acest spațiu european. De la evrei din secolul al XVI-lea până acum avem diverse variante. Ori, când Germania va scârți economic, vor începe să fie probleme. Când Spania a scârțit economic, da, și a trimis înapoi pe mauri, s-a prăbușit și a fost îngrozitor. Când Elveția a suferit economic, a trimis migranții înapoi și n-a mai plătit pensii. Noi avem, de exemplu, o parte semnificativă de români care cred că vor lua pensii acolo, deși nu au cetățenie, ci doar rezidență. S-ar putea ca deficitul economic al Europei și mai ales al țărilor ăstora mari, Germania, Spania, așa, Italia, să se reflecte foarte repede în primul rând în reducerea, dacă nu chiar eliminarea, pensiilor acelor cetățeni care nu sunt decât rezidenți sau au doar foarte drept de muncă. Da, un aspect la care nu știu iar că treaba asta o să fie doborătoare, cruntă, îngrozitor, pentru că ceea ce noi nu înțelegem este că țările acestea occidentale își păstrează în situații, mai ales în situații de criză, doza lor de cinism intrinsecă structurii capitaliste și o a relațiilor de putere și nu chiar istorice. Mai o simțim cu Austria, în momentul de față. Da. Cinismul austriac, pragmatismul lor, faptul că nu dau nicio ceapă degerată pe România. Absolut, și pe relații din astea afectogene. Da, exact. Da. Nu plâng, nu le mai curge o lacrimă, vai, bietul, la schi, am fost la voi, la schi, le spunem austriecilor și îi spun și, dacă ați fost la noi, la schi, ce. Lucian, despre ce fel de spațiu Schengen mai vorbim? În condițiile în care, în momentul de față, se reintroduc aceste controle la frontierele dintre Germania și Polonia, Germania și Cehia, probabil că abia așteptau austriecii, da? Abia așteptau, cred că vor introduce și ei rapid controle la frontieră, frontiera cu Ungaria, să zicem, vor zice, punem niște controle la frontieră, păi de ce nu? Iar acum, în momentul în care Germania face acest pas, austriecii cred că și-au frecat palme și au zis, păi v-am spus noi, că de-aia n-am vrut să se extindă spațiul Schengen, că e vorba de migranți, ia cătă, da? Uite că au făcut-o nemții înaintea noastră, da? Și noi mai zicem spațiul Schengen, să-i spunem spațiul Merkel. Da, că doamna Merkel a fost cea care ne zicea, luați toți migranții și, spunea despre, da. Și hai să împărțim între noi democratic ca să fie de ajuns pentru toată lumea. Ceea ce, sigur, e o decizie de înțeles și politic cinic, dacă vrem, pe de-o parte, pentru că avea interesele ei, da, dar și omenește, pentru că ce poți să faci? Să-i lași să se nece? Dacă îi vin peste tine, trebuie să-i gestionezi cumva. Și este semn bun că vin și la noi, adică, sigur, poate sunt temeri, poate așa, dar e semn bun că vor să vină, că înseamnă că este un loc unde lumea vrea să vină, că este suficientă prosperitate și aici încât să cineva care vine dintr-o țară vai de capul ei să-și dorească să lucreze aici. Deci
prefer să văd în principal lucrurile bune din, fie că sunt omenești, fie că sunt, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim la problemele pe care această situație le-ar putea cauza în viitor. Pentru că nu știm ce se întâmplă, ce se întâmplă în momentul în care ai, la început totul este bine și frumos, pentru că oamenii ăștia vin să muncească, poate fac joburi pe care altcineva nu le face, că nu se găsesc destui, angajatorii se bucură, lumea se bucură că are cine să le aducă mâncare acasă. Am auzit primari care au spus, domnule, să vină, eu îi primesc că am o grămadă de case care sunt părăsite la mine sigur în sat, da. Să vină să muncească în agricultură. E, n-are primarul sigur case da. Părăsite sigur că da. La sunt, el sunt, adică sat. Sunt toate lucrurile astea au sensul lor. Dar ce ne facem când, da, așa cum a spus și doamna sociolog, ce ne facem în momentul în care și la noi se va întâmpla... Place de la Revoluție. Se va întâmpla o recesiune severă, să spunem, peste poate 10 ani, 20 de ani. Că astea sunt inevitabile. Și în momentul în care vom vedea cum se duce șomajul în sus, în sus, în sus, în sus și nu mai sunt locuri de muncă și ajungem la ceva ce n-am văzut pe aici, din fericire, un 10, 15, 20% șomaj aici. Și cauți un vinovat. Și când, exact. Și când... te uiți că el are și tu n-ai. Da, el e dispus să muncească pe un salariu foarte mic. Sigur că da, da. Sigur. Ce se întâmplă atunci? Suntem pregătiți? Ne pregătim pentru situația asta? Da. În vreun fel? Adică nu este ca și cum tot lucrurile rămân așa cum sunt acum. Lucrurile se mai schimbă. Ce facem? Ce facem atunci? Și întrebarea este, nu e neapărat retorică, este foarte concretă. Ce vom face? Cum pregătim momentul ăsta? Oamenii ăștia, spunem, contribuie, sunt angajați, contribuie la acela, la sistemul de pensiare și pare foarte bine. Le vom plăti pensiile când va fi să fie, sigur, ziceam, mai sunt 30-40 de ani până atunci. Dar... noi peste 30, peste 20-30 de ani o să avem probleme mari cu sistemul de pensii. Hai să ne întoarcem puțin la chestiunea asta legată de Schengen, Ana Bulai, pentru că vreau să fie clar, în campania electorală de anul viitor, probabil că politicienii din România s-au gândit că vor putea prezenta așa ca pe o mare victorie integrarea României în spațiul Schengen. Mă, dar totuși, ce spațiu Schengen? Repet, despre ce mai vorbim în momentul de față? Care spațiu? Adică la ce? Bun, poate că pentru partea de transport, să zicem, ar fi într-adevăr am scăpat de coșmarul ăsta al cozilor la în vămi, al camioanelor de marfă și așa mai departe. Dar, spațiu Schengen. Acum, fie vorba între noi, o să vă dau un simplu exemplu. La ora la care vorbim, noi nu știm câți români sunt pe teritoriul României și câți sunt în afară, deși avem spațiu Schengen și s-ar putea face o coroborare foarte simplă a bazelor de date din ieșirile de frontieră cu evidența populației și am putea avea o imagine foarte clară fără să mai lucrăm cu recensăminte, dar nu știm lucrul acesta. Avem probleme cu drogurile care au umplut televiziunile în ultima perioadă și nu sunt neapărat de natură să încurajeze vreo imagine a siguranței României. Spațiul Schengen, dincolo de beneficiile economice, a fost un mecanism politic, de unitate politică, adresat țărilor care utilizau moneda euro, să fim serioși. Ori ideea bulgarilor de a ne face noi aici cu grecii un spațiu Schengen al nostru sau un spațiu de liberă trecere este o idee foarte bună care ar putea fi valorificată și care ar crea un cordon extrem de important. Noi ne-am privit toată această perioadă din 2005 de când am început să lucrăm la parteneriatul cu Uniunea Europeană, chiar din 2004, ne-am privit ca o periferie. O să ca poarta din spate, dacă nu chiar colțul curții din spate al Europei. Ori România va începe să fie chiar poarta din față. Și nu doar România, zona aceasta a Balcanilor, pentru că Europa nu va găsi într-o perioadă foarte scurtă mecanisme de a face față crizei energetice, care se conturează în toate țările,
Și importul de energie din estul lumii se va face pe acest coridor noi bulgari-greci, într-o formă sau alta, dacă partea de nord a fost sistată. Ori, din punctul acesta de vedere, ar trebui să ne gândim la o alternativă la spațiul Schengen care să ne aducă niște beneficii și la opoziția României de poartă, de intrare și nu de periferie, care să genereze politici de taxare a intrărilor și ieșirilor într-un mod foarte clar și de creștere a acestor a ponderii transportului de marfă în PIB. În ceea ce privește relația cu spațiul Schengen tradițional, cred că ar trebui redus. Noi acum încercăm să, politicienii încearcă să își creeze niște relații de putere la Bruxelles. Șansele noastre de a intra în Schengenul vechi sunt zero. Erau zero de anul trecut, de la prima smetie peste ochi pe care am primit-o în mod public. Să insiști acum nu faci decât să te manifesti populist și să spui că tu te-ai dat de ceasul morții și e Rareș sau Popescu sau Ionescu care, iată, mai vorbește cu cineva, creând impresia unui cerc relațional în care bagi și tu nasul. Nu este vorba despre acest lucru. Europa este într-un deficit de imagine îngrozitor de la cetățenii care nu mai au încredere. Neavând încredere, nu mai investesc, mai au credite. Adică lucrurile se duc galopant din punct de vedere economic la vale. Asta, pentru că, într-adevăr, e o situație cu care nu cred că ne-am mai întâlnit până acum. Europa nu s-a întâlnit. Europa niciodată, a fost pe creștere de imagine din aia ferică, de la an la an, de la Eurobarometru la Eurobarometru. Eram mai încântați, mai fericiți, mai bucuroși. Și acum, dacă te uiți în sondaje, toată lumea spune că țara se îndreaptă spre o direcție greșită, dacă e vorba de România. Uniunea Europeană este lipsită de transparență. Da. Uniunea Europeană crește imaginea unde noi ne uitam la Bruxelles ca la lumina cinstei și corectitudinii. Au început nemții să-și suspecteze guvernul de fraudă. Guvernul Uniunii Europene, Comisia, este sub această imagine. Ursula von der Leyen are o imagine foarte proastă. Nu cred că a existat vreun președinte al Comisiei Europene. Deși am avut niște personaje de-a dreptul ilare în Comisia Europeană. Exact. Da, dar așa catastrofă nu a mai fost. Și liderii interni, uitați-vă doar la leadership-ul Germaniei, sunt înalt contestați. Poate Macron, care mai face față, dar în Spania se scârție pe toate părțile, Italia nu mai vorbim, zonele acestea de Inel 2 la fel. Anul viitor temele vor fi înalt contundente. Da, migrația va fi o temă și tema dreptei puternic. Și în România? România e mimetică. România va vorbi despre migranți și are de ce să vorbească, pentru că noi avem 18% din tinerii peste între 18 și 29 de ani care nu muncesc, nu sunt în educație, nu nimic. Stau acasă și pe banii părinților. În loc să facem mecanisme în care să luăm acești tineri de la țară și să-i aducem la oraș, importăm în marile orașe persoane din afara Europei, muncitori străini. Pentru că nu suntem capabili să gândim un program de primă casă, primă cameră, primă ceva care să faciliteze transferul de forță de muncă în plan teritorial intern. Și ar putea să fie. România este o țară extrem de tolerantă, totuși. În context european, noi suntem mult prea toleranți. Vreau să vă propun să plonjăm un pic în actualitatea internă, pentru că avem un eveniment, eu cred, care va avea niște reverberații foarte interesante în ceea ce înseamnă lumea politică românească. S-a întâmplat astăzi. S-a întâmplat ca unul dintre liderii marcanți ai Partidului Național Liberal, este vorba de domnul Benoni Ardelean, să demisioneze și să anunțe că pregătește lansarea unui nou proiect politic despre care va da detalii mai multe la sfârșitul acestei săptămâni. L-am rugat înainte de intrarea în emisie pe domnul Benoni Ardelean să avem un dialog pe această temă, chiar înainte de conferința de presă programată pentru vineri, întrucât trebuie să admitem cu toții, eu unul o spun foarte clar, nu mi-am închipuit că Benoni Ardelean, Robert Sighiartău, de exemplu, cred că și el va pleca la un moment dat, dar așa, vor pleca din Partidul Național Liberal.
În ceea ce privește pe domnul Benoni Ardelean, decizia este anunțată, deci avem o plecare sigură. Însă eu aud că vor mai fi niște nume din PNL care îi se vor alătura lui Benoni Ardelean, cu care avem chiar acum o legătură telefonică directă. Bună seara! Bună seara! Mă bucur că ne auzim pe calea aceasta. Și ca să intervin cu un scurt comentariu la ceea ce spuneați noastră, intenția mea de a porni un proiect politic, și nu numai a mea, suntem un grup de inițiativă în acest demers, în această mișcare politică, eu cred că este o intenție bună și eu cred că este una necesară și foarte mult așteptată de societatea românească. Și de ce spun acest lucru? Pentru că pe piața politică, să zic așa, exista un haos generalizat din foarte multe puncte de vedere, care nu are sens să-l descriu acum, dar exista și o așteptare foarte mare din partea populației nedecise, aceea populație tăcută, dacă vreți, care nu mai găsea o reprezentare în sfera politică. Și eu cred că este nevoie ca oamenii aceștia să capete o speranță că și în România putem să ducem la o îndeplinire acele proiecte, acele demersuri, acele reforme care ne-am dorit cu toții în anii... Domnule Benoni Ardelean, haideți, că eu sunt, cum să spun, hârșit, așa, ca să nu zic poate. Da. Dumneavoastră sunteți reprezentantul la vârf al unei comunități cu o interesantă, haideți să spunem, alonjă în societatea românească. Este vorba de zona neoprotestantă. Această zonă neoprotestantă beneficiază în ultimii ani și de reputația unui soi de electorat foarte disciplinat. Plecarea dumneavoastră din Partidul Național Liberal categoric produce la nivelul PNL un cutremur, pentru că votanții neoprotestanți care poate vă urmau în PNL pe dumneavoastră, pe Robert Sighiartău, pe Florica Cherecheș, deci s-ar putea să zic că, domne, dacă a plecat Benoni Ardelean din PNL, înseamnă că și face poate un partid cu mai multe figuri ale zonei neoprotestante, de ce n-am votat acel partid? Trebuie să adică că pentru PNL e o lovitură destul de mare, de puternică în acest moment. Vă întemeiați viitoarea formațiune politică pe acest nucleu al zonei neoprotestante din România? Nu, din potrivă. Nu cred că este interesul meu să iau o zonă sau alta, fiindcă nu sunt absolut niște lucruri care le mut dintr-o parte într-alta. Eu îmi întrebez, în primul rând, acest demers politic pe credința că România merită mai mult. Că există nevoie pe piața politică, așa cum spuneam, de reprezentare. Există în primul rând nevoie de lideri. Noi avem o criză majoră de leadership în România și la nivel global, suprapuse cu alte crize, cu cea morală, cu cea economică și mai departe. Dar criza de leadership este una acută, una care naște la haos și deseori am impresia, discutând în partid, în afara partidului primit și mai departe, că toți suferim de acel sindrom Colombo. Nu știm de unde am venit, unde mergem, unde plecăm, de ce am ajuns acolo. Ceea ce îmi doresc este să avem un leadership competent pe fiecare domeniu în parte. Îmi doresc să avem o viziune ministerială pe fiecare linie de minister în parte. Îmi doresc să avem un proiect de țară gândit profesionist, cu oameni capabili să gândească astfel de proiecte, pe care să-l putem pune în aplicare, adică să fie unul realizabil. Și tocmai de aceea am început un demers politic, contând pe diverse grupuri, grupulețe, entități, oameni de bine, oameni care într-un fel sau altul își doresc... Dar de ce n-ați făcut asta? De ce n-ați putut face asta în interiorul Partidului Național Liberal? Sau împreună cu PNL? Eu am activat ca și vicepreședinte al Partidului Național 10 ani de zile. Sunt de 15 ani în politică și din ăștia 15 ani, 10 am fost vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Și au fost momente în care am reușit să facem destul de multe lucruri. Din păcate, în momentul acesta, am realizat că singura soluție pe care o ai per global în România este să formezi o nouă formațiune politică credibilă, cu lideri credibili, cu oameni profesioniști foarte bine pregătiți, care să aducă o viziune pentru țară. Dumneavoastră sunteți și protagonistul unui episod dintr-o serie foarte interesantă difuzată de Netflix, un soi de documentar, The Family se numea, în care în 5 episoade, scenariștii de la Netflix, mergând pe ceea ce însemna o anchetă jurnalistică a unui ziarist american,
prezentau ca fiind acest The Family, ca fiind un grup foarte influent, alcătuit din oameni din zona aceasta neoprotestantă, din cei care participă la celebrul mic dejun cu rugăciune și care influențează politica atenție globală într-o manieră destul de categorică. Repet, sunteți protagonistul unui asemenea episod, sunt convins că ați văzut și dumneavoastră filmul respectiv, dar asta, plonjând un pic, dacă vreți, și într-o zonă ocultă a teoriei conspirației, ne face poate să înțelegem că s-a supărat cineva de acolo, de peste ocean mai ales, pe Partidul Național Liberal și i-a spus lui Benoni Ardelean, ia fă tu un partid că avem nevoie de o mișcare politică nouă în România, că PNL-ul nu mai e ce trebuia să fie. Eu cred că toți cei care au urmărit cât de cât demersurile pe care eu le fac în societate realizează conexiunile pe care eu le am la nivel de Statele Unite și nimeni nu se poate îndoi de povestea asta. Mai mult decât atâta, nu cred că cineva poate să mă acuze pe mine de un discurs rusofil sau de apropiere de ei, că n-am întâlnit un rus în viața mea. Dar ceea ce pot să spun în direcția respectivă este că, într-adevăr, în momentul în care s-a acutizat lupta Statele Unite pentru alegerile din 2016, cei de la Netflix, care promovează oarecum o viziune foarte progresistă, secularistă, au vrut să dea un atac foarte puternic campaniei lui Trump. Și bineînțeles că într-unul dintre episoade, nu mai țin minte, care mi-au luat un interviu de 2 ore și jumătate, au difuzat la vreo 40 de minute. Chipurile sub o altă formă, dar de fapt până la urmă urmează de asta de întrebări despre ce este vorba. Și da, sunt foarte conectate în Statele Unite ale Americii. Există o bătălie foarte dură acolo între progresism și conservatorism. Și eu sunt în zona conservatoare și la acest mic dejun cu rugăciune din America nu merg doar neoprotestant, merg și ortodoxi, merg și catolici, merg și din alte religii, chiar nu doar denominații creștine. Practic, ideea centrală acolo este alta. Însă ceea ce pot să vă spun foarte clar este că, da, aceste demersuri internaționale care sunt, într-un fel sau altul, afectează și bunul mers din țara noastră și România și din punct de vedere economic. Când a venit criza imobiliară în America, a venit și România, da? Tocmai de asta mai am o întrebare pe post de, haide să spunem, hârtie de turnesol a dialogului nostru și cu asta aș vrea să vă mulțumesc pentru dialogul în această seară. Donald Trump are șanse să câștige un nou mandat la președinția Statelor Unite ale Americii, domnule Benoni? Luni am venit în România unul dintre foștii miniștri a lui Trump, 2017-2019, un reputat profesor de drept, fost rector de universitate și a lucrat și în administrația Bush, domnul Alexandru Acosta. Și acest Secretary of Labor, acest secretar, cel ministru al muncii în cabinetul lui Trump, este unul dintre apropiații zonei republicane, unul dintre liderii republicani. Și am avut și o întrebare asta pentru el, am pus-o și eu, domnule, crezi că Trump, care am fost cu el la diverse întâlniri și cu alții care sunt în zona respectivă, cred că mai are șanse pe scandalurile care sunt, pe acuzațiile care sunt, pe diverse demersuri pe care sunt făcute de justiție împotriva lui. Și omul a spus foarte sincer ceea ce cred și eu, este greu de spus, pentru că, așa cum bine știți, în ianuarie acolo vor fi acele alegeri în cadrul partidelor, la Republicani și la Democrați, după care candidații respectivi, practic, ar trebui să intre în cursă prezidențială. Da, vă întrebam pe dumneavoastră așa, la nivel de ce simțiți, cum simțiți dumneavoastră? V-ați dori? Eu vă spun o singură chestiune ca să vă răspund la întrebarea asta. Da, nu, răspundeți-mi dacă v-ați dori să mai aibă Donald Trump un mandat la Casa Albă. Eu cred că... Nu ce credeți, dacă v-ați dori, domnul Ardelean. V-ați dori? Eu cred că orice republican care vine la Casa Albă este pentru România, în primul rând, istoric vorbind, România... Ce vă întreb eu, ce vă răspundeți dumneavoastră? Păi vedeți că vă aștept de la un nou partid să avem și oameni care răspund la o întrebare. V-ați dori un nou mandat al lui Donald Trump la Casa Albă? Îmi doresc orice republican la Casa Albă. Mulțumesc foarte mult, Benoni Ardelean, într-un dialog care cred că este interesant, nu-i așa, nu că l-am făcut eu, dar e interesant în ce zonă ne duce deja cu politica din România. Lucian Davidescu, cum se pare mutarea asta? Adică să rupe Partidul Național Liberal. E o ruptură, da? Cineva spunea că neoprotestanții din România ar putea liniștit să iau un 5% dacă s-ar găsi o formațiune politică în stare să-i reprezinte. Un electorat disciplinat, da? Sunt foarte atenți, disciplinați, merg la vot, votează dacă e unul de-al lor. Da, nu știu, s-a mai rupt, n-am plecat și domnul Orban. Păi da, și poate mai urmează.
Eu sunt de părere, na, poate mai nepopular, așa că în România sunt două partide, PSD-ul și PNL-ul. Toate ambele urmași ale FSN-ului, că asta este, asta e situația, asta e viața, da? Și că orice încercare de a face ceva nou nu este bine nici pentru noi, nici pentru ei. Nu e partid, în primul rând. Adică chiar și ăștia care sunt... Am văzut USR-ul, s-a dus, a avut o prăbușire. Vedem acum Aurul. Aceea situație, chiar dacă și am anticipat asta, de când i-am văzut prima dată, sunt mult mai solizi decât par, adică nu sunt pe PDD, n-au nicio legătură, nu sunt genul ăla de adunătură, dar vor dispărea și ei de îndată ce vor vedea guvernare. Vor ajunge la guvernare, probabil într-o alianță cu cineva, s-ar putea, foarte posibil. Și de îndată ce vor vedea guvernare, se vor duce de-a durea, pentru că nu sunt partid. Nu sunt partid, chiar dacă iau voturi. Nu se iei de ajuns să iei voturi ca să fii partid. Nu au aparat, nu au oameni în teritoriu, nu au mecanisme de putere absolut deloc. Și atunci mă amuză. Sigur că cineva au fost, nu? Au fost diverse încercări, au intrat în Parlament, nu? Ai fost și tu într-un. Da, da. Ați intrat în Parlament, nu fără mecanisme de... A, și încă PMP-ul stătea bine la capitolul, cum să spun, organizații în teritoriu, că moștenii se o parte din oamenii care din vremea... Dar nu sunt de ajuns organizațiile în sine, sunt oamenii care poate nici nu sunt neapărat parte din organizație, dar care lucrează pentru... Asta le și vinde la ora asta Tomac useriștilor cu care vrea să facă fuziunea, nu partidul în sine, care probabil că nici nu mai există decât la nivel de siglă, ci ideea că avem oameni în teritoriu care la o adică ar putea pune rapid pe picioare o filială. În fapt, pentru partide, marea miză, mai ales pentru cele nou create, este să aibă la un dat odată oameni pe care se pună pe liste, mai ales la legile locale. Da. Trebuie să aduni 30 și ceva de consilieri care să vrea să candideze la funcția... Să vrea! Să-i pui pe o listă la să candideze la funcția de consilier local sau județean. De asta Benoni Ardelean este diferit prin postura pe care o are în exact ceea ce spuneai. Această că ei structură. Au această rețea. Da. Această adică rețea există. Există această rețea, există corect. Această rețea disciplinată care nu se duce la concert în ziua votului și pleacă de la... Adică da, USR-ul a pățit-o. Da. Care poate propune oameni care să voteze când e de votat ceva, nu să... Da? Adică... E și o rețea care obișnuie să umble din casă în casă. Absolut. Da? Bată la ușă și da. Și frumos îmbrăcați, da, au discurs, da, da, discurs, nu dau înapoi. Exact. Da. Și există finanțare, că Orban a plecat, foarte dar a plecat spus. Cu... A plecat și cu un mogulaș 2. Așa, și cu un loc de muncă cerut... într-o după-amiază, ori Benoni are mai multe șanse decât ceilalți peneliști. Acum, sigur că e important cine va pleca în zilele următoare, pentru că, evident, el a fost o deschidere. Dacă în zilele următoare mai pleacă 2-3 grei, începe să se pună problema în interiorul PNL-ului. Noi ce ne facem că murim cu șeful nostru de gât în această perioadă. Sigur că se pregătește anul electoral, este un moment bun în care a ieșit că acum încep să se limpezească apele, acum încep să se împartă funcțiile, acum încep să vină banii. Până la iarnă trebuie umplute conturile, împărțite locurile, stabilită structura, astfel încât din ianuarie-februarie, când se iese din iarnă, lucrurile să fie aranjate. Cel mai probabil s-a discutat în interiorul PNL-ului în august și negocierile nu au fost favorabile. Eu mă aștept ca în următoarele zile să mai plece câțiva de acolo. Și cred că următorul va fi Robert Sighiartău, care și el a intrat pe lista neagră, să zicem, în asta. Au apărut zile trecute două sondaje și folosesc acest, această informație că pleacă Benoni Ardelean să readuc aminte ca cum arată clasamentul pe partide din două zone, e adevărat, două sondaje. Vom mai avea multe până la alegeri. Avem o fotografie, ca să spunem, a momentului și asta destul de mișcată dacă ne uităm, de exemplu, Curs vine și spune PSD are 31%, Liberalii 19%, Aur 18%, Uniunea Salvați România 11% și Șoșoacă 5%
și UDMR-ul e sub pragul electoral la acest moment. Dacă ne uităm la un alt sondaj, și anume la sondajul Sociopol, o să vedem că există cel puțin pentru locul 2 o schimbare, în sensul în care pe primul loc se află Partidul Social Democrat, care are un... cât are asta? Să ne uităm să găsim la un moment dat. Cred că 29% este Partidul Social Democrat, da? 29%. AUR, 23%, deci următorul partid la 23%, AUR, da? Și vine pe locul 2. USR, 15%. PNL, 15%. Deci PNL-ul în sondajul Sociopol ar putea fi chiar pe locul 4, da? Sub USR, da? UDMR 5 și așa mai departe. Deci avem niște lucruri interesante în acest moment, în sensul în care pe tendințe lucrurile sunt destul de clare însă. PNL stă prost, da? AUR stă bine spre foarte bine în unul dintre sondaje, da? În vreme ce USR are și el, mă se pare, o tendință de creștere în momentul de față. Lucian? E... crezi? Care variante ți se pare mai hai să spunem, mai... La două am văzut că sunt multe cu zero, ceea ce e puțin bizar, adică greu de crezut. Amândouă sunt foarte puțini oameni care merg la vot. La Mirel, la Sociopol, sunt 33%, aici văd că 45% dacă văd eu la distanța asta. Uh-huh. La o treime din populație care se prezintă, că procentele alea sunt din treimea care are opțiune de vot, diferențele astea 15-19 sunt realmente foarte mici, e vorba de 10 oameni, 20, în răspunsurile concrete pe dimensiune de eșantion. Acum este evident că partidul care e de curând la guvernare, domnul Ciolacu, și se mișcă bine, să fie bonificat. Deocamdată nu s-a limpezit în mintea oamenilor spațiul electoral, nu gândesc în termeni electorali. Ambele întrebări au fost puse pentru cea mai îndepărtată etapă electorală, parlamentarele de anul viitor, dar până la parlamentare mai avem europarlamentarele, mai avem localele, mai sunt multe altele. Da, oameni... toate lucruri. Aceste etape ar putea să schimbe. Aceste etape vor zgudui masiv. Păi dacă PNL-ul se clasează pe locul 3 sau chiar pe 4 la europarlamentare, s-a terminat. Eu cred că Ciucă pleacă într-o cazarmă în Africa de Sud. Dacă îmi permiteți, vreau să simplific un pic. Te rog. Că, sigur, un sondaj spune ceva, altul altceva, dar contează foarte puțin. Adică, până la urmă, la bază le spun același lucru. O să avem iarăși un joc în 3. Pentru că USR, puțin probabil să, adică USR-ul fiind totuși cel mai mic, dacă nu, adică nu văd să se întâmple ceva așa fel încât să depășească PNL-ul și să se așeze pe 3. Nu văd totuși ce poate să se întâmple, ce minune ar putea să facă, pentru că sunt, îi vedem. Adică și primarii lor dezamăgesc, că atât că ți-au avut, adică e greu să mai scoată scorurile pe care le-au scos cândva. La și ce atunci, vă referiți când spuneți joc în 3? Joc în 3, PNL, PSD și AUR. Și USR-ul nu-l vedeți? Adică am crezut al patrulea, că sunt cei al patrulea, trei de dreapta. Dacă e al patrulea, nu contează. Adică nu contează la formarea majorității. Se rezolvă majoritatea cu oricare doi din primii trei. Și atunci nu contează locul 4. Dacă i-ați scurs pe primii doi, să zicem, într-un sondaj sau asta, adică pe PSD și pe PNL, nici nu vor să audă vreodată de vreun dialog cu AUR. A fost și PRM-ul în situația AUR-ului, în care era soluția imorală. Da. Exact. Deci nu, aici apare, să zicem, intriga. Pentru că ceea ce contează este anul viitor vor fi parlamentare împreună cu prezidențială, da? Nu mă înșel, poate. Nu avem o certitudine. Nu avem o certitudine legată de nimic decât de europarlamentarele care s-au stabilit la nivel european. În rest, toate celelalte sunt în discuție. Nu știu cum vor fi. Poate avem alegeri locale împreună cu alegeri parlamentare și prezidențialele singure. Pentru că este visul de aur al șefilor de partid să-i facă cumva să tragă primarii și pentru parlamentare. Nu cred că mai există șanse ca domnul Klaus Iohannis să nominalizeze prim-ministru după următorul rând de alegeri, da?
Asta este întrebarea. Există vreo posibilitate ca cineva să-i permită, adică să se facă alegerile prezidențiale puțin după parlamentare, astfel încât Klaus Iohannis să fie cel care nominalizează? Nu, nu cred. Asta spun. Deci este practic exclus, dacă nu cumva îi face cineva un cadou. Deci, în condițiile astea, vom avea un președinte nou care va avea aceeași putere, nu, inițială, pe care are orice președinte, de a nominaliza un prim-ministru și de a forța formarea unei majorități. Și atunci, ca la jocul întâi, așa cum s-a mai întâmplat în țara asta, de două ori deja, nu, dacă punem și rândul ăsta, când useriștii au fost dați la o parte, președintele, dacă este de la PSD, va nominaliza un prim-ministru PSD. Dacă este de la PNL, va nominaliza un... Așa. Moment în care încep negocierile. Și sigur că tentația naturală este să continue alianța cu PSD cu PNL. PSD cu PNL, unii cu ceilalți. Dar la negocieri, dacă pretențiile vor fi inacceptabile, atunci AUR devine dintr-o dată soluție imorală perfect digerabilă, nu? Adică ăsta este jocul între din politica și nu numai românească. Da, nu, e un... nu neapărat, nu neapărat complicat, dar zic că încerc să simplific. Nu, va fi un an s-ar putea complicat. S-ar putea să avem, deci s-ar putea la anul să avem, deci 100% va fi o coaliție, că nimeni nu o să scoată 50 plus... Da? Deci vor fi cel puțin două partide la guvernare, dintre care este posibil ca unul să fie AUR. Sau poate nu, poate avem tot PSD, PNL sau orice combinație de doi dintre cei trei. Deci nu este exclus, nu este absolut deloc exclus. E foarte posibil ca... Și vor trece grețurile. Așa cum arată lucrurile în momentul de față cu plecări din PNL, iată, domnul Benoni Ardelean, cu frământări în zona aia, USR care aduce lângă el ce-o mai fi rămas din PMP, ce-o mai fi pe la Forța Dreptei, alte partide și așa mai departe, să se încerce la un moment dat coagularea unui soi de pol al dreptei. Da? Cum o fi el numit la un moment dat, la care să vedem că venind la un moment dat chiar și Partidul Național Liberal. Pentru că cealaltă variantă a PNL, dacă tot se duce în jos în sondaje, este să meargă pe liste cu Partidul Social Democrat. Chestiune care mai bine să facă o fuziune până absorbție, din punctul meu de vedere, decât să o țină, să fie așa, remorcuță la, cu raportul 1-3. Da, așa vor să facă. O fuziune prin absorbție să se numească, ca și cu PD-ul, să se numească tot PNL, dar să fie plin de PSD. PNL-SD. Da. Ar fi frumos să numească cum s-a numit la început, FSN. Da. Nu, să nu zic eu, s-ar putea să existe frontul și varianta asta. De ce frontul salvării naționale. Exact, da. Avem nevoie de o salvare națională. De acolo s-au desprins, adică când s-au certat Iliescu cu Roma, atunci s-au format cele două partide. Da. Cred că pentru ambele partide, miza de la anul, în afară de locurile multora și așa baronetului local, miza este președinția, iar PSD-ul a înțeles în ăștia 20 de ani cât vor trece de la ultimul mandat al lui Iliescu, că dacă n-au președinția, degeaba au orice altceva. Corect. Și că vor sta cu sabia DNA-ului deasupra capului până în momentul în care ajung la Cotroceni, că ăla este locul de mare siguranță. Așa că vor negocia și cu... și cu șeful iadului pentru treaba asta, ori din punctul ăsta de vedere... Dar cine naiba să fie candidatul lor la președinție? Ele trebuie un personaj care să n-aibă emoții la un moment dat că poate câștiga președinția. Acum, ei au o formulă, n-au mult istoric. Sondajul avem acum așa, Ciolacu, sondajul... Deci Ciolacu este foarte bun. Ciolacu 29%, George Simion 29%. Ciucă asta spuneam că PSD-ul deci a avut o singură mișcare câștigătoare, sau două, dacă punem și mișcarea din anii 90. Ori face scandal de stradă și aduce minerii, nu mai sunt mineri, ori merge pe ideea Vadim versus Iliescu să iasă toată elita românească în piața universității, să ne ceară să-l votăm pe Ion Iliescu. Sau pe Ciolacu, să zică, vai, de cât George Simion, votați-l pe Ciolacu, rău cel mai mic. Astea sunt cele două variante.
Și cred întrebare că... acum, sigur, unii se vor, vor face ochii mari, alții vor pune, duce mâna la inimă și vor spune, aoleu, fac apoplexie. Bă, și dacă, hai bă, știi, uite așa cum e lumea în care trăim astăzi, într-o finală din asta, să zicem, Ciolacu Simion, hai să luăm așa la fotografia asta a zilei, dacă te trezești că iese președinte George Simion. Probabilitatea mi pare imposibil în acest moment. Da, da, acum da, ce să vă spun, după ce l-am avut pe Klaus Iohannis, nu mie să mai pare nimic imposibil. Sincer, adică... Exact, exact. Și a doua oară, uite-te la răsul Istriei, adică totuși. Da, pe asta spun. Totuși. Da. Niciunul dintre ăștia doi, primii doi, nu sunt chiar atât de indezirabil, fie adică, vorba între noi. Adică... Avem noi standarde mai... Este de neimaginat să iasă Simion? Da, de acord, dar este de neimaginat să iasă Ciolacu. Tot așa cum este clar de neimaginat să iasă Ciucă. Deci... deci, da, e... e o fi de imaginat să iasă Drulă? Deci, acum, dacă ne uităm că nu, avem poate, dreptate, poate Ciolacu pare cine mai... Deja, adică Cioloș realitatea a ajuns să pară o lumină, realitatea Cioloș. Întotdeauna bate filmul sau filmele în care trăiesc unii, pentru că l-am auzit pe domnul Ciolacu astăzi, probabil și el uitându-se în sondaje, spre exemplu, cu o altă informație extraordinar de interesantă. Am să citesc din memorie, că așa că găsesc exact citatul domnului Ciolacu, care a zis, domnule, la ora la care discutăm, candidatul la primăria Capitalei, potrivit unei decizii a partidului, și dacă ne uităm și în sondaje, este Gabriela Firea. Păi stați, poți, n-a zis că Firea, că nu, că nu se mai poate, că nu știu ce, că nu știu cum, mai departe. Dar dacă te uiți în momentul de față în sondaje, despre asta este vorba. De la PSD nu există nimeni cu șanse să câștige primăria Capitalei la ora la care discutăm, dacă ne uităm pe sondaje, altcineva decât Gabriela Firea. Ori în condițiile astea, cum să zic, de-aia zic, realitatea, real politicul e una și alta e ce visează unii și alții la un moment dat. De-aia spun. Gabriela Firea poate să câștige primăria Capitalei dacă are susținere electorală și în sondaje arată așa lucrurile. După cum, de ce nu, Ciolacu poate să câștige președinția, sau să ne trezim în ecuația în care George Simion, astăzi, despre care lumea zice, păi, serios, nu poate să câștige deloc, câștigă președinția. De ce să nu poate? Adică nu, nu chiar nu... Pentru că sunt unii care n-au crezut niciodată că AUR va putea sări în sondaje de 16%. Au zis, mai aveau puțin, am întâlnit eu cu insul de ori de televiziune. Să mai aveau puțin și se jurau și spuneau, dacă trece aurul de 16%, mănânc foaia de sondaj. Da. Ei, astăzi avem în anumile sondaje un aur care ajunge dar la din, 20%. Dar din cei care au zis asta, vreunul măcar a anticipat că vor intra în Parlament atunci când s-au trezit în, în Parlament? Păi atunci de ce să te uiți în gura lor? Scuză-mă că, că zic așa direct. Da. Pentru mine, nu, eu nu zic că a fost o surpriză, când eu habar n-aveam. Abulai, vreau un răspuns la o întrebare complicată, dar de ce crezi, dar scurt că mai avem doar un minut, așa ca sociolog, de ce crezi că principala îngrijorare a românilor azi, în anul 2023, într-o țară cum e a noastră, este prețul alimentelor? Pentru că asta e realitatea. Pentru că în... Nu e groaznic? Este oribil și sărăcia la... 30 de kilometri de București, este uriașă. Este uriașă sărăcia în care trăiesc copiii acum care au început școala, este fără precedent în România. Mulțumesc foarte mult pentru participarea, Niția Susân, întrebări în această seară. Rămâneți, doamnelor și domnilor, împreună cu Metropola TV. Mulțumim încă o dată pentru audiențele în creștere. La Mădălin Ionescu Show urmează o emisiune foarte bună cu Cătălin Harnagea și Marius Ghirezan. Noi ne revedem mâine seară, aceleași ore 20 trecute fix și de la orele 12 mâine în podcastul Hai Live cu Turcescu de pe canalul de YouTube Hai România. Vă aștept. Toate bune!